probleme. În primul rând, dacă observați discursul meu politic, prefer să nu mă refer la persoane sau la politicieni. Vorbesc despre fenomen, atac fenomenul. Și atac guvernarea pe ansamblu și instituțiile controlate, indiferent că sunt ele ale PLDN-ului sau ale PD-ului și acum mai târziu ale PL-ului. În ceea ce privește aceste acuzații, de fapt, din câte știu eu, în mod special le generează și le distribuie cu maximă insistență cei care, de fapt, sunt la mâna lui Plahotniuc, cei care fac cu el coaliție, cei care bănesc că stau la dus în oficiu, se uite pe geam și zic, Ian, ce să mai inventăm despre Iurie Leancă și partidul lui? Știți, îmi pare eu să fac o paralelă, dar e un banc, nu foarte academic, despre fata Popei, care ar fi de comportament ușor și nu contează că fata, că Popa nu are fete, de fapt. E suficient să lansăm zvonul. Iată așa și aici se operează. S-a lansat zvonul și după aia cumva mi se cere mie sau colegilor mei să-l infirmăm. Nu am de gând să comentez așa ceva, fiindcă pur și simplu este deplasat. Noi suntem un partid al poporului, noi suntem o echipă foarte puternică, avem obiectivele noastre și cel mai important pentru noi este să demonstrăm că putem fi și trebuie să fim o alternativă veritabilă pentru aceste partide.